Continuăm emisiunea Cocktail și vorbim despre Basarabia, despre istorie, despre ce s-a întâmplat în timp și am rămas, vorbim cu istoricul Valeriu Nicolescu, am rămas la momentul unirii din 27 martie 1918. În momentul în care s-a hotărât unirea, au fost 135 de deputați, dintre care de deputați, 86 au votat pentru unire. 3 au fost împotrivă și restul s-au abținut, dar oricum. Votul a fost concludent și deci reprezentanții populației românești, nu numai și altor, pentru că acolo au fost și români, și ucrainieni, și găgăuzi, au fost chiar și un polonez, și un evreu, și un armean, mai mulți reprezentanți care unii au fost pentru. Da, v-am spus, din cei 135, 86 au fost pentru. Iar în toamna anului 1919 s-au organizat alegeri parlamentare în Basarabia. Și au fost aleși 90 de deputați și 35 de senatori. O să vă întrerup pentru că avem pe cineva la telefon, cineva care probabil vrea să vă adreseze o întrebare. Bună seara, sunteți în direct. Bună seara. Aș dori și eu să-mi răspundeți sincer, începând de la actualul președinte și până la Tudor Vladimirescu, care vi s-a părut cel mai bun președinte all time? Este singura întrebare a dumneavoastră, da? Mulțumim pentru intervenție. De la actualul președinte și până la Tudor Vladimirescu? Da, așa, retrospectiv. N-am înțeles. Care a fost, din punctul dumneavoastră de vedere, cel mai bun președinte, cel mai bun conducător al României? Fiecărui conducător îi poți găsi și lucruri bune și lucruri care mai puțin bune. Depinde de opțiunea fiecăruia. Unora le place de un președinte dintr-un anumit punct de vedere, altora din alte puncte de vedere. Deci nu știu punctul meu de vedere. Când a fost cel mai bine pentru România? În ce perioadă? Sub conducerea cui? Sunt atât de multe lucruri de analizat și de trecut cu plus și minus și nu știu dacă în partea de cu plus găsești prea multe lucruri la un președinte sau în partea cu minus. Fiecare a încercat să facă câte ceva. Mai bine, mai puțin bine, voit sau forțat de anumite situații. Deci când vorbești de politică, mie nu-mi place să vorbesc de politică, pentru că asta este o întrebare care te duce spre politică, care se analizează activitatea unui om din mai mult dintr-o perspectivă foarte largă. Și aici, eu ca istoric știu că politica este aceea care șerpuiește printre oameni, printre ani, printre evenimente, ca să nu folosesc sintagma lui Napoleon. Ce este politica? Da, să revenim la unire. Vorbeam despre oricum, ratificarea unirii după ce s-au ales senatorii și deputații în Parlament, s-a făcut la 20 decembrie 1919. Da, cineva spune Carol I fără discuție. A zis președinți, n-a zis regi. Da, s-a referit la președinți, într-adevăr. La președinți a zis, păi dacă analizăm regalitatea, Carol I, care ne-a redat demnitatea pentru că el era un prinț străin, nu avea niciun fel de interese, niciun fel de partipris pentru nimeni aici. Și atunci Carol I a făcut în așa fel încât România să-și câștige independența, să fie respectată de către toate cancelarele europene cu care el avea relații de rudenie. Asta a fost explicația de ce a fost adus un principe străin. Cuza s-a lăsat și el influențat de camarila lui, de o serie de situații care unora le-a plăcut, unora nu le-a plăcut. Dar dacă e vorba de Carol I, acolo nu avem ce să zicem. De exemplu, el cu banii lui s-a construit palatul de la Sinaia, Peleșu, și s-a dat inițial în folosință în 1883. A vândut 2 moșii în Germania și cu banii aceia și-a făcut. Da, dar a întrebat de la președinți până la Tudor Vladimirescu. Păi da, așa, o întrebare puțin... V-ați gândit la un președinte, clar. Nu, da. Și pentru a face o legătură și a reveni la deci, subiect... Din 1918 s-a chemat armata română, între timp până la asta, s-a chemat armata română. De ce? Nu ca să influențeze votul reprezentanților în sfatul țării pentru unire, ci pentru ca să combată haosul. Erau trupe în armate care circulau, jefuiau, omorau, distrugeau. Deci s-a făcut ordine.
s-a repus administrația, s-a organizat administrația românească. Din nefericire, sunt documente care spun că tot oamenii, că oamenii în funcție de caracterul lor, au fost și situații în care mulți din administrația românească nu au fost chiar așa de corecți. Sunt documente care pot fi cercetate, care pot, se pot cerceta și se poate spune exact despre fiecare moment în parte. Vă ascult. Totul s-a întâmplat până în 1940, 28 iunie, când am primit ultimatumul Uniunii Sovietice, care era ca efect al unui tratat Molotov-Ribbentrop, 23 august 1939, care avea, după cum spuneam, un protocol adițional secret, care se referea la interesele fiecăruia. Așa a început Hitler la 1 septembrie 1939, a atacat Polonia sub pretextul, nu știu, cărei misiuni, că au atacat soldați polonezi, au atacat un post de radio german și era vorba de revenirea Basarabiei la Rusia. Stalin a dorit Basarabia, printre altele. La 28 iunie s-au avut loc două sau trei întâlniri ale Consiliului de Coroană și s-a stabilit, bănuiesc, și influențați de anumiți ambasadori care sau au înțeles că sunt state care n-ar interveni, mai ales că acum forța era Germania. Germania în alianță cu Italia și am cedat. S-a stabilit ca într-o săptămână să se retragă administrația românească și populația care și avea rude în România. Dar, ca de obicei, prietenii noștri de la Răsărit au intrat în 48 de ore în forță, cu forțe militare, bineînțeles, au dus punct ochit, punct lovit. Știau la cine să se ducă, știau la cei care sunt români cu adevărat 100%, care aveau vederi pro-românești și care au făcut, care militau pentru menținerea relațiilor cu România. Deci în 48 de ore au fugit, au plecat, au lăsat mulți, și-au lăsat gospodăriile, au plecat cu ce au avut pe ei și ce au strâns ceva în geamantane, atacați de trupele cu care se întâlneau în cale. În orice caz a fost un dezastru. Cei care nu s-au refugiat, imediat au fost luați în colimator, socotiți dușmani ai Revoluției, dușmani ai țării, cum vreți să-i spuneți, dușmani ai poporului ăsta. A fost obișnuit cu sintagma asta de după 44, că așa toți care nu erau cu noi erau împotriva noastră. Au fost deportați în Siberia. Le s-au confiscat bunurile. Mai ales, v-am spus, preoții, învățătorii, cei care n-au apucat să refugieze. Așa a ajuns la Popescu la noi. Așa au ajuns foarte mulți învățători și profesori. Sunt pline statele de salarii din anii 40, 41, 42 cu refugiați din Basarabia, cărora statul român le-a acordat prioritate în ocuparea unor posturi. Deci le-au dat posibilitatea să întrețină. O să găsim și la Râmnicu Sărat, și la Buzău, la licee, școli profesionale, mulți care au rămas și acum sunt aici. Fostul secretar al procuraturii e refugiat din Basarabia. Domnul avocat Sălcuțan are rude în Basarabia. Și câți nu sunt? O colegă de-a mea, Iancio Emilia, le-au rămas avere substanțială în Basarabia. Deci din 40 au început încercarea de distrugere a românilor. NKVD-ul, prin tot felul de zvonuri, încerca să destabilizeze. S-a întâmplat un masacru pe care unii acum îl compară cu Katynul Poloniei, Fântâna Albă, Bela Iavarnița. 1 aprilie 1941. Deci, prin agenții lor infiltrați și de influențare, s-a transmis populației românești dintr-o sate de pe Valea Siretului din Basarabia că li se dă voie să se ducă la rudele lor din România. Și atunci, cu cățel, cu purcel, o coloană întreagă, cifrele sunt pornesc de la 200, altele 2000, 3000, dar oricum în jur de 2000, între 2000 și 3000 de refugiați care și-au încărcat avuturile în căruțe s-au îndreptat spre graniță. De fapt, îi trimiteau la moarte. Aveau
aveau un steag alb, aveau prapuri de la biserică și cruci din cetină. Dar la graniță, unde erau trupele de grăniceri și soldați cu mitraliere mascate, deja erau pregătite 4 sau 6 gropi comune care se așteptau victimele. S-au apropiat de poiana asta, Varnița, mai erau 3 km până la graniță, li s-a spus să oprească, ei nu s-au oprit și atunci mitralierele au început să latre, cum mai zic într-un anumit limbaj popular, că latră mitralierele. Deci i-au măcelărit pur și simplu. Cei care au scăpat, muribunzii, răniții și cei care nu au fost atinși de gloanțe, au fost omorâți de cavaleriști cu săbile. Au șarjat pur și simplu ca într-un atac de cavalerie pe câmpul de luptă. I-au aruncat în gropile comune, morți, muribunzi, doar răniți. Se zice că 2 nopți și 2 zile s-a mișcat pământul și s-au auzit vaiete de la cei care nu muriseră. Loviți cu paturile puștilor, cu... Deci a fost un măcel pur și simplu, de-aia a zis Katynul. Că la pădurea de la Katyn, floarea ofițerii poloneze, 6.000 sau chiar 12.000 de reprezentanți ai ofițerii, au fost omorâți de tot de NKVD, la ordinul lui Stalin. De ce credeți că oamenii nu mai vorbesc de mult despre acel moment? Păi n-au vorbit că nu s-a vorbit pentru că nu erau documente. Katyn a fost pus în seama nemților, al SS-ului. Cu greu, cu chiu, cu vai, s-a admis că și-au cerut scuze că de, noi am fost. Polonezii s-au străduit mult, mult, mult. Și ce s-a întâmplat cu catastrofa aeriană când a murit primul ministru, aproape întregul guvern a murit în catastrofa aeriană de la Smolensk. E cam neclar ce s-a întâmplat, dar oricum. Da, deci acum documentele au fost ținute ascunse. Și acum a fost o perioadă în care și Ucraina, da, chiar acum, azi auzeam la televizor că separatiștii proruși au înființat Rada Basarabeană Ucrainiană. Deci iar o formulă de destabilizare a teritoriului, a zonei Basarabiei, ca să nu mai deschidă subiectul unei independențe totale, relațiilor cu Uniunea Europeană, nu mai vorbesc cu NATO. Iar în centrul Kievului am avut surpriza să găsesc o piață acoperită, se cheamă Besarabskaya Rynok, piața basarabeană, în care și tot după 1941, după era în preajma Paștelui, deci vedeți, exact în săptămâna mare se întâmpla, nu întâmplător. Folosesc o repetare, avem emisiune acum săptămâna patimilor, așa s-a întâmplat acum 74 de ani. După aceea, ce s-a întâmplat? Au întărit granița cu linie triplă de grăniceri, au început să-i deporteze unde? În Siberia și în Kazahstan. Și acum în Kazahstan mai sunt urmași ai deportațiilor din Basarabia. Iar depopularea, sau mai bine zis, îndepărtarea populației românești din Basarabia s-a făcut în felul următor. Eu mă duceam la Moscova și făceam facultatea de agronomie, să zic, sau de istorie. Mă trimitea profesor de istorie într-un sat, aul, zic ei acolo, din Kazahstan. Ăla din Kazahstan sau din alt, în Kârgistan sau din Georgia, da, Gruzia, cum zic ei, îl trimiteau la Chișinău sau îl trimiteau în Basarabia. Și uite așa s-a făcut un tăvălug de schimb de specialiști după ce terminau instituții de studii de învățământ superior. Și atât pogromurile care s-au întâmplat după 1940-41, mai departe războiul, i-au încadrat imediat în trupele sovietice și au trimis și au luptat împotriva nemților, că ei erau primii care luptau, nu? Străinii. Și nu întâmplător, Vlasov, care era ucrainean, s-a revoltat împotriva lui Stalin și el și-a făcut o divizie de vlasoviști, așa se chemau, care a luptat împotriva unii sovietici. I-a luptat alături de nemți. Dar vai de pielea lor când îi prindeau. Deci nu era niciun fel de milă, fără niciun fel de judecată. Erau împușcați. În toți acești ani, România nu avea nimic de făcut
avea mâinile legate. Bănuiesc. România era sub tutelă, sub suzeranitate, ca să folosesc un termen din evul mediu, era sub autoritatea sovietică. Am avut ocupație sovietică, am avut trupe sovietice până în 58, unde comisariatul și unde aproape de crizantemele acolo pe colț, unde a fost TAPL-ul și acum e un centru medical, au fost trupe sovietice. Da, de atunci. Au trecut aproape 100 de ani, aproape un secol. Da, dar eram în sfera lor de influență. Nu, Kremlinul a dictat politica noastră. După Kremlin s-a scris istoria. A fost Roller, un istoric de o anumită, dintr-o anumită etnie, dar era scolit la școala sovietică de istorie și la internațională a treia comunistă, în care a făcut o istorie denaturată a României. Rolul slavilor care au fost asimilați de populația românească, au venit în secolul 6 și au fost asimilați, dar din nefericire. În limba noastră au rămas foarte multe. Deci noi am fost în zona de influență a rușilor, da? Limba de cancelarie până în secolul 16 a fost dominant slavă. Deci limba slavă, după aceea s-a folosit alfabetul de tranziție chirilic. În biserică și acum vorbim de denie, care sunt acum se folosesc, sunt deniile, care este o slujbă de zi, de la deni, în limba rusă, care înseamnă zi. Vorbim de utrenie, utro, dimineață, vorbim de vecernie, vecer, seara, zicem boda proste, alterat de la bog, da, prastă, Dumnezeu să ierte. Păi putem folosi românește, Dumnezeu să ierte. Bine, în loc să zicem sfârșit de săptămână, zicem weekend. Că așa suntem noi obișnuiți să... Dar asta a fost o presiune constantă și o obligație de a folosi limba celui care ne domina. Tot timpul Rusia a fost cu ochii pe noi ca să... ne folosească și bogății. De câte ori am avut noi o ocupație rusească? În arhive sunt destule documente în care vorbesc despre ce se întâmpla aici cu rușii. Trebuia să le dăm hrană pentru cai, să le dăm hrană pentru ei, să fie cartiruiți. Nu mai vorbesc, acum e o informație puțin deplasată, comandirul, așa era pe la 1831, comandirul rus de la Râmnicu Sărat, se plângea o cârmuire de la Focșanii Munteni, unde era capitala, de faptul că prostituatele din Râmnic au îmbolnăvit de sifilis pe soldații ruși. Dar era răzbunarea noastră până la urmă. Deci sunt lucruri, sunt chestiuni, astea sunt amănunte ale istoriei, picanterii, dar oricum am avut ocupație rusească de atâtea ori. Când au trecut la 2 aprilie 1877, am avut o convenție cu ei să treacă pe anumite zone spre câmpurile de bătălie din Bulgaria. Dar ei au trecut pe unde le-a convenit. Și ce se plângeau sătenii din satele, din așezările pe unde au trecut, ce au făcut rușii. Luau totul. În 44-45, la fel, sunt liste întregi. De lăsau caii istoviți și luau caii buni din ogradă, luau căruțele, luau porcii, se duceau în pivniță, trăgeau cu balalaica. Balalaica era un automat care avea un încărcător sector, așa, Pepe Spaghin. Pepe Shah, îi ziceam. L-am avut și eu când am făcut armata în 1965. Am făcut cele 3 luni de școală de ofițeri și trăgeau. Am discutat cu oameni prin anii 70, când lucram la arhive. Sunt documente în care sunt descrise ce au luat. Spărgeau casele de bani, luau banii, îmi dădeau niște bonuri care nu valorau nimica. Au înființat lagăre de prizonieri, au avut depozite de muniții în zona Râmnicului. Am înțeles că la Oreabu s-au descoperit. Au fost și bătălii în primul război mondial, dar au avut în 45, 46, până în 50, au fost depozite de muniții. Pădurea Câmpul Ursului, pe acolo, mai multe depozite de muniții. O altă cauză avem o experiență nefericită cu marele nostru vecin din răsărit. O altă cauză pentru care se luptă acum românii de această dată pentru cei de peste Prut, tot români și ei, este aceea de a renunța la pașaport. Cei din Republica Moldova să poată trece la noi fără pașaport, doar cu buletinul. Bine, asta e chestiune care ține de diplomație și sunt rațiuni, nu numai diplomatice, și sunt și de securitate legate de trecerea. Pentru că țin minte că am fost odată cu un grup de nevăzători în Grecia și când am intrat în granița dinspre Grecia, la Promahonas,
M-am dus la grăniciar că nu veneam și am spus că sunt cu un grup de români. Cât m-a învățat fiul grecește, câteva cuvinte așa pe sărite, nu fraze, și m-a întrebat român, român, nu Moldova, nu Moldova. Adică nu avem moldoveni, că trebuia să aibă pașapoarte. No. Deci noi suntem țară UE. Țin minte că ne uitam cu Jim când stăteam la granița cu Bulgaria sau în alte părți și scria UE, non-UE, UE, non-UE. Și acum, când am trecut în Bulgaria, era un basarabean care stătea pe partea elaltă și noi stăteam acolo pe linia unde scria UE. Și am trecut și rapid. Așa cum bine a spus. Da, e bine, e bine. Când a zis că românii din Basarabia, dar vedeți că nu mai sunt mulți români în Basarabia, sunt foarte mulți ruși, rusofoni, au o anumită educație, sunt îndoctrinați, e greu să-i lămurești. S-au obișnuit cu cizma rusească și nu și mai știu. Și totuși la Chișinău sunt proteste pe 29 sunt martie. Sunt proteste. Sunt intelectuali, sunt cei care doresc relația cu UE. Au gustat din libertatea în Uniunea Europeană. Au gustat din modernismul ăsta care se practică. V-am spus că ei au rămas, au fost tot timpul. Îmi spunea tata, în al doilea război mondial, ei nu aveau garduri în sate pe acolo, erau izbe, deci că casă din chirpici, acoperită cu paie, fără niciun fel de garduri. Așa de greu trăiau. Totuși, pământul acela, pământul Basarabiei, este Basarabia este pământul principatului Moldovei al lui Ștefan, cu cetățile, cele cinci cetăți, care sunt și acum, Soroca, așa cum sfidează vremea de adevărat, că în interior e ruină, dar zidurile de la Soroca, la Tighina, ei mai zic Bender, în limba turcă, Bender înseamnă cetatea porții. La Tighina a fost un centru de românism, Hotinu iar. Da, am vorbit, așa cum bine a spus la început, în săptămâna patimilor despre da, asta e patima populației românești, că au avut de suferit. Ei n-au putut să vorbească în limba română, vorbeau pe ascuns. Când ne-am dus după 90 cu grupuri de aici, îi vedeai cu câtă furie, cu câtă dorință de a se manifesta. Au păstrat costume naționale, au dansat, cântau, dar îi vedeai cântă cu o bucurie deosebită. Că puteau să se manifeste românește. În satele la Florești, am fost la Florești, case de moldoveni, case moldovenești cu prispă, vopsite frumos, cu flori la târnate, casele unde erau rusofoni, case fără niciun fel de culoare, făcute din azbociment, sus azbociment, iar pe... Deci case care n-au niciun fel de arhitectură, n-au niciun fel de element de atractivitate, pentru că de astea erau case cochete, frumoase, grădiniță, cu flori, cu... Deci există o deosebire. Mentalitate, stil de viață, fel de a se comporta cu musafirii. Păi când ne-am dus cu cei de la bibliotecă de aici la Florești, dar ce gazda de acolo, șefa bibliotecii, cum ne-a primit, cu câte bucate moldovenești, cu... Deci sunt lucruri care nu s-au uitat. Chit că de la 1812 până la 1918, după aceea la 1877, iar cu tratatul de pace de la San Stefano și cu congresul de la Berlin, la 1859 iar s-a pus problema, iar am obținut ceva, iar le-am pierdut. 918, 940, la 22 iunie 41, Vordon trece Sprutul, am trecut Prutul, populația ne-a primit cu bucurie, dar este un învățător care ne-a lăsat o descriere în care erau foarte mulți care erau împotriva noastră și semnalizau trupelor sovietice, semnalizau rușilor unde erau punctele de interes ale garnizoane, ale trupelor române care staționau în satul respectiv. Ar mai fi multe, multe de spus. Sunt multe lucruri de spus, sunt multe lucruri necunoscute, sunt arhive care încă nu se pot cerceta. Dar cu siguranță într-o emisiune viitoare vom mai vorbi despre o bucățică de istorie. Eu vă mulțumesc pentru prezență și vă doresc sărbători liniștite. Mulțumesc la fel. Vă mulțumim și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. În câteva clipe, colegul meu Aura Ștereacă și emisiunea Impact. Eu vă doresc o seară frumoasă. La revedere!